Salut, eu sunt Gicu. Astăzi voi încerca să îmi protejez bambusul pe care l-am crescut din semințe și vedem aici că deja a început a crește încă o tulpină și mă bucur foarte mult. Însă nu știm cum va fi iarna și mi-am gândit să-l protejez. Voi pune o sticlă de plastic și în prejurul ei niște fân și sper să reziste. Cred că va rezista. În primii ani voi pune protecție. Primii 2 ani, eu știu. Asta e. Uitați-vă cum a crescut deja. Super! Acum crește mai lent că vine iarna și chiar în zilele următoare deja se așteaptă minus. Așa că astăzi este ultima zi cu plus, noaptea. Da, va mai fi cu plus, dar mai rar deja. Vine iarna. Și hai să o facem. Voi pune această sticlă de plastic, după cum vedeți deja am tăiat-o și asta e. Are nevoie de lumină și de aia am decis să pun această sticlă de plastic. Și acum hai să punem această sticlă de plastic aici, foarte atent. Și ca să nu ia vântul, vom pune un pic pământ până la acest nivel undeva. Și va fi tot ok. Împingem un pic și punem așa un pic de pământ. Iar acum vom pune fân până la acest nivel. Are nevoie de lumină și nu vom umplea până sus. Și cred că va fi ok. Și îi va fi cald, deci hai să începem. Și-l punem bine, presăm. Cel mai important lucru deja l-am făcut. Și în altă zi voi mai pune încă mai mult fân împrejurul lui și cred că va rezista iarna. Vom vedea în primăvară și sper că va fi totul ok. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Abonați-vă la canal. Distribuiți acest video, puneți like și, dacă doriți, abonați-vă și la canalul Fotografia lui Gicu, căutați pe YouTube. Deci, o zi bună vă doresc și vom vedea în primăvară cum va arăta. Numai bine!